reușit să strângem de la cetățenii giurgiuveni produse alimentare aproximativ o tonă jumate, constând din ulei, zahăr, făină, conserve, mălai, orez, pâine și apă. S-au efectuat 123 de pungi care astăzi au plecat către comuna Izvoarele de Hotarele și un sat din comuna Iepurești. Echipele sunt formate din voluntari ai Crucii Roșii, jandarmi de la Jandarmeria Giurgiu și pompieri de la Isu Vlașca.